În această seară, cu ajutorul Domnului, pentru că este o seară în mod special dedicată tinerilor și cu predilecție, pentru că am început în urmă cu o lună de zile și am căutat să dau răspuns la câteva întrebări pe care copiii de la școala duminicală le-au pus, dar știu că întrebările astea le au și tinerii, unii dintre ei le au și cei mai în vârstă. Am căutat să aleg din sutele de întrebări, să aleg câteva care mi s-au părut mai interesante, mai relevante și întrebări de la care am zis că avem totuși de învățat ceva și merită răspuns. Chiar dacă unele sunt mai personale, caut să răspund nu doar din partea mea personală, ci din partea tuturor fraților care slujesc în adunare, chiar dacă întrebările au fost adresate mie personal. Cred că majoritatea fraților din Consiliul Pastoral sunt în asentimentul meu când răspund la aceste întrebări. Deci nu vorbesc doar în numele meu, ci vorbesc și în numele dânșilor. Data trecută am răspuns la primele 6 întrebări, acum aș dori să mergem mai departe puțin la întrebarea 7, care mi s-a părut interesantă. E o întrebare de copil pentru adulți, pentru păstori adulți. Nu știu dacă cei de la PowerPoint au primit și pot să meargă prin răspunsuri. Numărul 7 este: do you cry when you get hurt? Yes, do you cry when you get hurt? Asta înseamnă tu plângi când te doare. Tu plângi când te doare. Adică tu ești un fel de Superman. Păstorii plâng dacă îi doare. Dau două răspunsuri la întrebarea asta. First, no, not really. If we get hurt, meaning that if we hit the finger with a hammer, we say, ouch. But we don't really cry. If we hurt our leg somewhere, you know, if we hurt physically, we hardly cry. We don't really cry. Adults don't really cry, and we don't really get to a pain to such a level in which to cry. But we do cry when we hurt inside. And the pain inside is much stronger than the physical pain. Adulții nu prea plâng când suferă din punct de vedere fizic, dacă ne lovim la mână sau la picior, dacă ne tăiem undeva, spunem un ouch, strânge mâna, mai știu eu, ducem degetul la gură, punem un pansament, au, ne scuturăm puțin, dar rar plânge un adult în urma suferinței fizice. Dar în urma suferinței lăuntrice, the spiritual pain, plânsul este destul de abundent. Acum, prin harul Domnului, nu avem foarte, foarte multe ocazii pentru care să plângem din punctul acesta de vedere, dar totuși vin și apar. Și dacă sunteți curioși, dacă vreți să știți sau vă interesează motivele pentru care sufletul nostru și chiar ochii noștri varsă lacrimi înaintea lui Dumnezeu, este pentru starea spirituală a poporului lui Dumnezeu și pentru nevoile spirituale sau pentru decăderea spirituală atunci când o vedem, atunci când ea e vizibilă. Și bineînțeles că în ultimii 20 de ani decăderea e vizibilă și aceasta se vede cel mai bine la evenimente, la sărbători. Și din nou o să spun anumite lucruri care le-am mai spus cu altă ocazie, dar vreau să dau răspuns la întrebarea asta, dacă noi suferim, dacă pe noi ne doare și plângem când ne doare. Motivul pentru care plângem mai des ca și robii ai lui Dumnezeu este când vedem că oamenii n-ascultă de Dumnezeu și nu se tem de Dumnezeu,
chiar dacă au fost avertizați, chiar dacă au fost învățați, chiar dacă li s-a spus, chiar dacă li s-a predicat, atunci inima doare. Nu pentru că e luată ca o jignire personală, că noi nu trebuie să o luăm ca o jignire personală, deși că uneori apare așa, ci pentru faptul că dacă un om a fost încunoștințat, dacă un om a fost avertizat, dacă omului i s-a spus ce-i bine și ce-i rău și el alege răul, el nu intră sub binecuvântare, el intră sub pedeapsă. Și aș dori să citesc un verset din Scriptură care atestă și care cumva obligă biserica și obligă poporul lui Dumnezeu să dea atenție. It's Hebrews chapter 13, verse 17. This obligates the people to pay attention to the preachers, to the pastors, to the teachers. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, adică nu cu întristare, not with pain and hurt, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Nu-i niciun folos pentru un popor ca să aibă slujitori care suspină în slujirea lor, și slujitorii suspină atunci când învață pe oameni din cuvânt și oamenii n-ascultă. They don't pay attention. Motivul numărul unu pentru care noi suferim ca și slujitori sunt nunțile. Și nu așa de mult nunțile aici, dar și aici. Am să vă explic din nou, să explic din nou pentru cei care nu înțeleg sau pentru cei care trebuie să mai înțeleagă sau pentru a ne face datoria înaintea lui Dumnezeu. Nu așa de mult aici, dar și aici, cât în altă parte. Că noi mergem la nunții aici, dar mergem la nunții la alte biserici, în alte orașe și în alte locuri. Și aici, cu ocazia nunților, se vede spiritualitatea sau lipsa de spiritualitate a oamenilor. Atunci, parcă firea prinde aripi. Atunci, parcă oamenii au dreptul să fie nepocăiți. Pentru cei care v-ați întors la Domnul mai curând, sau pentru cei care sunteți mai tineri, oamenii care s-au întors la pocăință au dat dovadă și la evenimentele lor că ei sunt diferiți de cei din lume. We are supposed to be different in the way we manifest ourselves. We are supposed to be different. We are supposed to look different. We cannot be one with the world in any kind of celebration. Asta pentru noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu, e o mare povară și o mare greutate. Nunțile ar trebui să fie pricina de bucurie pentru toată lumea întotdeauna. E un așa mare har că ni se căsătoresc copiii, fraților. Un mare har că se căsătoresc în adunare. Și ar trebui să fie o pricină de bucurie. Dar din cauza că noi copiem mai mult Hollywood-ul, din cauza că noi copiem mai mult ce vedem la televizor, ce citim în reviste, ce vedem în lume, ce văd tineri în filme și pe internet, pentru că îi copiem pe cei din lume, aproape că am ajuns la punctul la care să nu mai existe diferență între nunțile noastre și nunțile celor din lume. Îs două diferențe: nu să bea alcool și nu să dansează încă. Nu să bea alcool și nu să dansează încă. Dar dacă nu ne oprim cel puțin unde suntem, și bine ar fi să mai mergem vreo 2-3 pași înapoi, vine vremea când se va ajunge și acolo, dacă Dumnezeu ne dă ani și zile și viață. Și n-aș vrea să fiu proroc din punctul ăsta de vedere, ci aș dori să fiu unul care avertizez poporul lui Dumnezeu și pe noi și copiii și nepoții noștri,
că lumea în care trăim nu e o lume care se apropie de Dumnezeu. Și aș dori să explic, să caut, să mai explic și sub o altă formă ceva. Pentru că unii nu înțeleg de ce din când în când noi vorbim despre îmbrăcăminte și acoperirea trupului. Știm noi că omul înainte ca să păcătuiască a fost gol. A fost gol, n-a fost îmbrăcat. Înainte ca să păcătuiască. După ce a păcătuit, el a pierdut slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. După ce omul a păcătuit, a pierdut slava lui Dumnezeu. Și care a fost primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru om după ce omul a căzut? L-a îmbrăcat, fraților. L-a îmbrăcat, surorilor. I-a acoperit trupul, că a pierdut slava lui Dumnezeu. Înainte de a păcătui, n-a fost nicio problemă. N-a fost nicio problemă. După căderea în păcat, omul a fost acoperit de Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei, bărbatul și femeia s-au acoperit. S-au acoperit. În Corint și în biserica primară, lupta nu s-a dat, surorilor, dacă e bine să fie cu umerii goli, dacă e să aibă decolteu sau să aibă spatele gol sau fusta scurtă. Lupta a fost pentru învelitoare. La haine nici nu se punea problema, deși că au fost învățați să se poarte îmbrăcați în chip cuvincios, cu rușine și sfială, să acopere trupul. Asta înseamnă rușine față de Dumnezeu. Doamne, știi ce spune omul când își acoperă trupul? Și mâinile, și picioarele până jos, și până aici sus la gât. Știi ce spune omul? Omul vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, noi ca ființe umane suntem păcătoși și am pierdut slava Ta. Noi trebuie să ne acoperim trupul și chiar și capul. Dacă țineți minte, în tradiția evrească, când mergeau oamenii la templu, la sinagogă, și în mod deosebit femeile trebuiau să se acopere, apostolul Pavel îi spune bărbatului să nu-și acopere capul, să nu-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Capul să nu-l acopere, dar trupul trebuie să-l acopere. La femeie i-a spus să-și acopere trupul, să-și acopere și capul, pentru că ea este slava bărbatului. Lucrurile s-au schimbat în vremea noastră. Ce s-ar întâmpla dacă în societatea actuală noi toți am venit cu șepci și cu pălării, fraților, în adunare? Noi toți să venim cu șepci și cu pălării, acoperiți. Și femeile dezvelite, să facem invers decât cum spune Scriptura. Scriptura spune că bărbatul să vină cu capul dezvelit, că el este chipul și slava lui Dumnezeu, și femeia cu capul acoperit. Bun, plecăm de la acoperirea capului. Mergem mai departe la acoperirea trupului. Asta e o problemă pentru nunți și pentru sărbători. Și fetele și tinerele și femeile tinere și altele mai în vârstă nu înțeleg că e o rușine să vii înaintea lui Dumnezeu, în public, acolo unde se adună poporul lui Dumnezeu, cu părți ale trupului expuse. Și când mă duc la astfel de nunți, și nu numai eu, robii lui Dumnezeu și oamenii care se tem de Dumnezeu, ne stă mâncarea în gât. Nici n-avem poftă de mâncare. Pentru că știm că Dumnezeu nu privește cu plăcere că noi suntem ființe păcătoase care ne apropiem de Dumnezeu cu rușine și sfială și ne acoperim. De asta facem lucrul acesta, că ne rușine înaintea lui Dumnezeu că am pierdut slava lui Dumnezeu. Nu știu cum vom fi îmbrăcați în ceruri, că vom fi într-o altă dimensiune, dar aia nu-i problema noastră. Dar câtă vreme suntem aici pe pământ, trebuie să avem grijă. A apărut moda, am fost la nunți, la care domnișoarele, să nu vorbim de mireasă, că s-a pierdut controlul. Domnișoarele, așa zise de onoare, că, dar n-aduc onoare lui Dumnezeu.
Nici n-aduc onoare bisericii, aduc onoare celui rău. Domnișoarele, până aici, goale. Până aici. Și în spate, gol. Dar unele cu părul mai lung și spune că acoperă spatele. Păi bărbații și noi mergem într-un loc public unde se adună poporul lui Dumnezeu ca să vedem spatele la femei și la fete? Să le vedem brațele? Unde e rușinea? Unde este bunul simț? Dar față de Dumnezeu, în primul rând. Și știți cine e de vină? Noi suntem de vină, fraților, ca să nu zică dumneavoastră, că m-aș face vinovat. Noi suntem de vină. Noi suntem de vină dacă nu vă spunem. Și dumneavoastră și noi dacă nu împlinim. Și știți cum suntem de vină? Două exemple, simple și logice. Și acum trebuie să rămân aici la subiectul ăsta. Am sorry, dacă durează un an de zile să răspund la întrebări, dar rămân aici. Și o să mă înțelegeți de ce. Noi suntem de vină pentru că în momentul în care vedem fetele și femeile astea, dumneavoastră, surorilor, că noi bărbații nu ne putem băga în domeniul ăsta. Eu nu i-am spus niciodată la o altă femeie, în afară de nevastă mea, că arată bine și arată frumos. Nici că arată rău. Nu-i problema mea, nu mă bag acolo. La nevastă mea și la fetele mele am dreptul să le spun, mă, nu-i bine, arătați bine, n-arătați bine, dar la altele nu mă bag, nu-i treaba mea. Dar dumneavoastră, surorile, păi când vă întâlniți cu o femeie din asta sau cu o tânără din asta, de ce îi zâmbiți și spuneți, oh, you look so pretty, oh, you have such a nice dress, de ce sunteți fățarnici? De ce îi spuneți o minciună când în inima dumitale știi că nu-i bine? De ce nu-i spui, dragă, mă, nu-i bine să vii așa la biserică? Nu-i bine să te porți așa? Că dacă vine odată la biserică și 10 persoane o să-i spună, nu arăți bine, mă, n-arăți bine, păi nu mai îmbracă rochia aia. Mă gândesc eu că nu mai îmbracă. Dar dacă vine la adunare și 10 persoane care se întâlnește spune, oh, you look sexy, you look nice, oh, that's a nice dress, tânăra merge acasă și zice, măi, ok, toată lumea mi-a spus că e nice, e ok, că eu nu pot să mă duc de aici de la învon să o iau de urechi, nu pot să mă duc să o ridic în picioare să-i spun în adunare, măi, tânără, dar tu nu te-ai gândit, sau soră, tu nu te-ai gândit cum e potrivit față de Dumnezeu. Să nu vorbim că și față de poporul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, am înțeles că faceți lucrul ăsta pe Facebook. Eu mai știu de la soția, am și eu o pârghie acolo, am și eu un ic, că eu n-am acces acolo și nici nu-mi trebuie să intru. Și am intrat, poate pot să număr pe degetele de la o mână de câte ori am intrat ca să văd anumite chestii care m-au interesat. Dar le aflu de la soție, că ea se mai uită din când în când și mai îmi spune. Și îmi spune, mă, uite, a fost un eveniment acolo. A fost un baby shower, a fost un bridal shower, a fost un birthday, a fost o logodnă, sau mai știu eu ce a fost. Mă, și-a pus poza pe Facebook o fată că ai fi zis că e de pe Van Buren. Că ai fi zis că e din aia care își vinde trupul. Așa a apărut acolo. Și auzi ce le spune surorile din adunare. Oh, you look so nice. That's such a nice dress. Mă, câtă fățărnicie. Adică vrem să ne purtăm politicos unul cu altul, să nu o jignim pe sora, auzi? Să nu o jignim pe fetița asta, nu cumva să nu se supere. Să nu o jignim pe ea. Dar nu ne interesează că întristăm fața lui Dumnezeu. Nu ne interesează că ne facem vinovat de sufletul cuiva. Mai bine tași din gură, mai bine nu spui nimic, înghite-ți cuvintele, dar nu-l trimite pe cineva în iad. Nu te fă vinovat înaintea lui Dumnezeu, nu spune nimic. Eu nu spun să fii necioplit și bădăran, nu spun să fii nepoliticos, dar nu zi nimic. Nu zi nimic dacă nu poți să zici ceva bun. Las-o în pace, las-o să apară câte una din asta pe Facebook acolo și să fie 30 de unlike, că nu știu cum e cu like and unlike. That's how it works. Sau friend or not, unfriend me, cu ce lucră? Trebuie să apeși acolo undeva dacă îți place sau nu îți place.
Păi apăsați toate că nu vă place. Ca să scoată pozele alea. Dar acum ne încurcați nouă slujba cu pozele voastre. Pentru că mai apar poze acolo înainte de căsătorie. Și fata cu rochia de o palmă îmbrață la băiat și îl sărută și pune poza asta pe Facebook să o vadă toată lumea. Și ea nu-i căsătorită. Păi dacă poza asta o pui în public, ce faci în dormitor? Ce faci când e singur? Ce faci când nu te vede nimeni? Ce-mi dai mie să cred? Păi un om care n-are rușine sub forma asta și spune că e ok să-și îmbrățișeze logodnica, să o sărute și să pună poza public și apoi să vină la adunare să ne pune mâinile peste ei. Și noi descoperim lucrul ăsta la nuntă. La nuntă, la masă, apare videoclip. Băi, dar eu n-am știut că ăștia sunt căsătoriți. Eu am crezut că acum am făcut nunta. Unii dintre dumneavoastră ne duceți în eroare, tineri dragi. Păi dacă voi v-ați căsătorit înainte de nuntă, nu mai veniți la nuntă. Ce nuntă vreți? Dacă voi umblați împreună, dacă voi trăiți împreună, dacă voi aveți vacanțe împreună, dacă voi sunteți împreună, după ce veniți la nuntă, ce nuntă vreți? Ce semnificație are nunta? Nunta are semnificație atunci când cei doi tineri sunt curați, fraților. Aia-i nuntă. Unde cei doi tineri sunt curați, au trăit distanțați, separați unul de altul cu frică de Dumnezeu, până noaptea nunții. În noaptea nunții, atunci are loc intimitatea, atunci se pecetulește cununia. Și acolo binecuvintează Dumnezeu. De câte ori nu am spus, nu mai puneți poze la masă acolo, nu mai puneți poze cu cei doi, puneți două, trei poze de la logodnă cu familiile, puneți două, trei poze așa decente. Dar cine are control acolo? Știți ce vă rugăm și vă rog să înregistrați? Vreau să văd dacă cineva bagă de seamă și ascultă. Îs curios să văd dacă tinerii și părinții îs aici cu urechile. Începând de azi, vă rugăm ceva în numele Domnului. Nu mai puneți pe video poze cu tinerii împreună în ziua nunții. Numai separat. Băiatul cum a crescut la mama acasă și fata cum a crescut la mama acasă. Pentru că viața în doi începe din ziua nunții. N-avem nevoie să vă vedem pe voi împreună și eu am să mă țin de treaba asta dacă Dumnezeu mă ajută cu încă două nunți care le mai am de făcut când va îngădui Domnul în familia mea. Nu ne trebuie să vă vedem pe voi ce ați făcut voi doi tineri înainte de nuntă. Dacă puneți voi poze de când ați fost copii și până sunteți mari, băiatul cu pozele lui și fata cu fetele lui, de ce? Aș vrea să mă înțelegeți, adulți și tineri, nu există viață în doi numai după nuntă, nu înainte de nuntă. Nu-i permis așa ceva înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze familia aceea. E un lucru așa de simplu. Și atunci dacă nu puneți nicio poză, nu mai e nicio problemă, nu mai trebuie să facem cenzură? Geabul ăsta să-l mai avem și noi? Să mai am un geab? Hai să văd video. Că unii au zis că să mă duc acasă la mireasă să-i văd rochia, dacă să vină în biserică sau nu. Păi dacă omul nu înțelege de bun simț, să vină cum vrea. Și acum vin cu mâinile goale, cu brațele goale. Mâine, de mâine o să înceapă nunțile cu minijupuri la mireasă, că între americani sunt. Acum, măcar slavă Domnului că e moda cu rochia lungă până jos. Dar sus tot se golește, tot se scurtează, tot se scurtează, tot se taie din ea. Dar o să vină vremea când se scurtează și de jos, pentru mireasă. Păi în ziua nunții, în ziua nunții să te dezvelești în public, în ziua nunții să-ți areți
pielea de pe umeri și de aici de sus și din spate în public? Asta e pentru mire după ce mergeți voi la dormitor. Mirele să vă vadă, nu adunarea, nu publicul. Ce s-a întâmplat cu bunul simț? Ce s-a întâmplat cu rușinea? Ce s-a întâmplat cu frica de Dumnezeu? Știți ce s-a întâmplat? Ne-a orbit diavolul mintea prin mass media. Că oriunde ne întoarcem privirile, asta vedem și credem că e ok. Discuția asta am în familie după fiecare nuntă. Mă duc, nu aproape, să nu greșesc, nu după fiecare nuntă, chiar. Dar după multe nunți, iar încep predica, iar încep. Și soția spune, mă, oare nu cumva suntem noi greșiți? Oare nu cumva suntem noi exagerați? Și eu mă duc din nou ca o casetă stricată și spun așa. Dacă noi avem convingerea din Scriptură că Dumnezeu ține cont de lucrul acesta, fraților, așa de mare preț a pus Dumnezeu pe slujba pe care o face poporului Dumnezeu, că prima dată când s-a vorbit de altar și de jertfă, prima dată când Dumnezeu a dat poruncă în Exodul, în capitolul 20, așa de departe a mers Dumnezeu încât a zis să nu se facă altar la care să se urce oamenii pe trepte. Să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Evreii purtau hainele alea ca un văl așa cu care se acopereau, ca niște rochii lungi până jos. Și problema era următoarea, dacă la altar trebuie să te urci pe scări, dacă începi de aici de jos, că aici jos e ok, dar dacă ai rochie din aia care se învelește și trebuie să te urci sus și oamenii rămân jos și suflă vântul și se ridică rochia aceea să văd picioarele, Dumnezeu spune asta e o urăciune înaintea lui. Și e prima dată când vorbește despre jertfă. Nu cumva să faci altar și să te urci pe trepte, să sufle vântul, să se dezvelească picioarele și să se vadă că e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Înțelegem noi că lucrurile astea au însemnătate în ochii lui Dumnezeu, că astea sunt importante. Unii spun, da, ce e mai important cum ne îmbrăcăm decât cum arătăm pe dinăuntru? Dați-mi voie să explic un pic și cu privire la treaba asta. Păi, frați și surori, dacă lucrurile astea simple, pe care le vede toată lumea, toată lumea le vede, e un lucru simplu, toată lumea te vede dacă ești cu mini-job, toată lumea te vede dacă ești cu o rochie transparentă, toată lumea te vede. Și de astea nu ții cont. De astea nu ții cont, lucru care îl vede toată lumea. Păi ce faci când e singur la servici? Ce faci când e singur în dormitor? Ce faci când e singur la computer? Ce faci când nu te vede nimeni? Numai Dumnezeu, ce faci atunci? Că doar noi din totdeauna avem intenția ca în public să arătăm mai frumos, nu? Nu arătăm mai frumos, în public. Nu e așa că te-ai certat cu soția când ai plecat de acasă uneori și când ai sosit la biserică ai ținut-o de mână, bă, să nu vadă toată lumea că noi ne-am certat și suntem umflați, venim umflați la biserică. Să nu vadă toată lumea, în public vrem să arătăm mai bine. E normal că omul în public vrea să arate mai bine. Păi dacă în public nu ne mai interesează să arătăm bine, ce se întâmplă în viața privată? Ce se întâmplă cu minciuna? Ce se întâmplă cu bârfa? Ce se întâmplă cu vorbirea de rău? Ce se întâmplă cu hoția, cu înșelăciunea, cu alte lucruri care nu se văd, care nu sunt publice, care sunt ascunse? Ce se întâmplă cu alea dacă la astea simple, de astea simple, nu putem să ținem cont? Iubiți, frați și surori, știți că ăsta e un semn al lipsei de spiritualitate și de intrare în apostazie. Când oamenii lui Dumnezeu se aseamănă cu lumea și pun accent pe sexualitate și senzualitate, când oamenii din biserică, când poporul lui Dumnezeu, când tinerii care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, nu mai țin cont de ceea ce e scris în Biblie și de ceea ce îi învață slujitorii lui Dumnezeu. La ce poate să se aștepte un om? Și țineți cont că în lumea asta sunt două tipuri de slujitori. Două tipuri de slujitori. Și unii și alții trăiesc destul de bine. Și la unii și la alții li se înmulțește biserica. Există o categorie de slujitori care vorbește pe placul oamenilor, să placă la toți. Și interesează, gândul lui e cum să vorbesc să plac la oameni.
Să le placă la oameni. Să mă laude oamenii, să mă aprecieze oamenii. Că oamenii fac donații și îmi plătesc salarul. Și asta e o categorie. Și jumătate poate din slujitori îs așa. Dar există o altă categorie care stau înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, sunt responsabil înaintea Ta de învățătura pe care o duc înaintea poporului. Aș dori să știu, Doamne, care-i voia Ta? Ce vrei Tu de la oameni? Ce aștepți Tu de la noi? Care sunt interesele Tale, Doamne, cu privire la viața noastră? Aș vrea să predic și să învăț pe oameni ce Tu vrei, Doamne, ca să ajungem în rai. Ce folos să predice cum îți place, să gâdele firea pământească, așa, să te simți bine și să mergi în iad. Ce folos? Să te simți bine la biserică în fiecare duminică, să predică pe placul tău, că așa îl avertizează apostolul Pavel pe Timotei. Și spune lui Timotei: va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă și își vor pune învățători după poftele lor. Dar merg ăștia în rai, sunt ăștia mântuiți, care învață și sunt învățați după poftele lor. Noi trebuie să învățăm și să fim învățați după voia lui Dumnezeu, fraților. Pentru că biserica este eclesia, care vine de la două cuvinte din limba greacă, ek kaleo, care înseamnă cei ieșiți afară din, sau cei chemați afară din. Ek kaleo, afară, și kaleo, a chema. Cei chemați afară din, adică biserica înseamnă poporul care e chemat afară din lume și pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta e biserica, asta e poporul lui Dumnezeu. Nu trebuie să arătăm noi în toate aspectele vieții noastre că suntem poporul lui Dumnezeu. Unii o să spună: dar sunt și alte biserici care merg așa, sunt și alte biserici, ăia nu o să fie mântuiți. Fraților, de câte ori n-am spus: dar nu-i treaba noastră asta. Nu-i treaba noastră asta. Ce fac alții? Dar dacă alții își pun învățători după poftele lor, nu interesează ce spune Biblia, interesează ce vor ei și ce le place lor. Eu am știut, și noi ca robi ai Domnului aici, am știut că e important ce vrea Dumnezeu de la început. Și nu noi ne-am mântuit unii pe alții, fraților, Hristos ne-a mântuit. Și nu noi ne-am chemat unii pe alții în lucrare, Dumnezeu ne-a chemat. În fața cui o să dăm socoteală în primul rând? În fața lui Dumnezeu. Va veni vremea când toată munca noastră între oameni va fi zero, dar Dumnezeu o va judeca. Într-o zi noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va judeca lucrarea noastră. Aș vrea să putem sta cu fruntea sus înaintea Domnului și să spunem: Doamne, ne-am făcut datoria. Și eu personal și robii Domnului de aici, pe care eu îi cunosc, vor să stea cu fruntea sus înaintea Domnului: Doamne, mi-am făcut datoria. Mi-am făcut datoria înaintea Ta. Că oamenii au ascultat, I don't know. Vreau să văd cât e de greu. Cât e de greu pentru tineri când își pregătesc pozele. Ascultați-mă cu atenție, vreau să mai spun încă o dată, ca să nu se uite. Îs curios să văd cine-i pregătit să asculte și să nu ne mai facă acid la stomac și dureri de cap și să nu-și mai facă păcate lor și nouă. Pe videoclip acolo să nu mai prezentați poze cu voi doi. Că voi doi vă vedem la nuntă, sunteți frumoși, Domnul să vă binecuvinteze. Vă cunoaștem, știm cum arătați, nu trebuie să vă vedem pe proiector. Cum arătați și cum sunteți împreună. Vrem să vă vedem separat. Deci întrerupeți video separat. Că viața voastră împreună începe de la nuntă. Voi n-aveți viață împreună. Numai de la nuntă încolo. Și să vă păzească Domnul de viață împreună înainte de nuntă. Că după aceea consiliere peste consiliere și peste consiliere. De ce credem noi, fraților, că în America sunt divorțuri peste 50% din familii? Care credeți că e motivul numărul unu? Pentru că bărbații nu mai sunt credincioși femeilor și femeile nu mai sunt credincioase bărbaților. Voi, tinerilor, vreți să ne arătați că vă iubiți? Voi așa ne arătați că vă iubiți? Când nu sunteți căsătoriți și vă faceți poză sărutându-vă și o puneți pe panou? Așa ne arătați nouă, ca să vedem noi că voi vă iubiți? O să vedem noi cât de mult vă iubiți peste 5 ani, peste 10 ani o să vedem.
Asta e important. Nu cum vă știți voi săruta, nu cum vă știți voi ține în brațe, pentru că un om nu-i om pentru că știe să iubească fizic, că fizic știu să iubească și animalele. Un om al lui Dumnezeu, ăla-i serios, ăla face un legământ și nu-l calcă. Ăla nu mai umblă cu altă femeie după ce s-a căsătorit și nici înainte de căsătorie. Ăla-i credincios nevestei lui și în stare să facă orice ca să-și apere și să-și protejeze familia. Ăla merge la servici și aduce pâine acasă. Aia-i dragoste. Aia contează. După căsătorie, credeți voi că așa de important e romantismul ăsta? Că devine reumatism pentru mulți. E important să fii om serios. E important să te porți frumos. E important să-L iubești pe Dumnezeu. E important să slujești lui Dumnezeu. E important ca da-ul tău să fie da și să nu te mai ocupi de nimicuri. De ce țin familiile românilor? De ce bătrânii noștri, fraților și tinerilor? De ce bătrânii noștri au 50 de ani și 60 de ani de căsătorie? Ăștia nu știu altă femeie. Ăștia nu știu alt bărbat. Ăștia s-au căsătorit și atât. Au știut că ei sunt unul pentru celălalt în frică de Dumnezeu. Acum 50% din divorțuri, păi normal, că iau nuntă de probă înainte. Câțiva ani, dating. Acum e oficial dating. Ce e aia? Unde e dating în Biblie? Ce e aia dating? Trebuie să fie o perioadă de courting, în care se curtează. O perioadă scurtă, în care cei doi discută unul cu celălalt. Și întotdeauna, ori în locuri publice, ori acasă. Asta e bine. Asta e normal. Și dacă te-ai hotărât să te căsătorești, fă pasul prin credință și Domnul te va binecuvânta. Că oricum trebuie să-L faci prin credință. Sau tu, băiete, sau tu, fată, crezi că dacă o să aștepți 4 ani de zile o să-L cunoști pe băiat? O, eu trebuie să stau câțiva ani ca să-L cunosc. Nu-L cunoști mai, numai după ce te căsătorești îl cunoști. Că tu nu știi dacă el își aruncă pijamale sau chiloți pe jos sau dacă îi pune la Londra. Tu nu știi. Tu nu știi dacă el se spală pe dinți în fiecare dimineață și în fiecare seară. Tu nu știi dacă râgăie, tu nu știi cum se poartă în bucătărie, tu nu știi dacă el face curat, tu nu știi dacă el e dezordonat. Tu nu știi, n-ai de unde să le știi. Toate astea se ascund. De-abia după ce te căsătorești, îl cunoști. De-abia după aia îl cunoști. Pasul căsătoriei e și un pas al cunoașterii, dar e superficială cunoașterea. E un pas al credinței. E un pas al credinței și un legământ al iubirii. Și cu pasul ăsta al credinței și cu legământul iubirii se merge până la moarte. Indiferent de ce s-ar întâmpla, se merge până la moarte. Ați vrut, o vrut copiii să știe de ce suferim noi? Ăsta e motivul numărul unu. Că uneori și muzica gălăgioasă ne produce suferință, că prea bubuie tare și ne scutură capul și cu cât îmbătrânim mai mult suntem tot mai sensibili la gălăgia asta mare, ne dăm seama că tinerii, în ei reptilianul e mai vioi, așa un pic, și la ei le place bubuituri și gălăgie. Asta e o chestie mai subiectivă și nu vreau să intrăm în asta și nu e chiar așa de mare. Dar cea mai mare este când venim la casa lui Dumnezeu, venim la sărbători, venim la nunți și fetele vin dezbrăcate și trebuie să vină să cânte aici și desfințăm slujbele de duminică dimineața și ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Desfințăm slujbele de duminică dimineața și facem nunți la tineri care nu vin la biserică, la tineri care nu o să mai vină la biserică, lăsăm să cânte pe tineri și pe neamuri și pe prieteni care nu vin la biserică, care nu-s pocăiți, care sunt îmbrăcați necuvincios și n-avem ce face. Pentru că-i nunta lor, pentru că-s prietenii lor, pentru că-s cunoscuții lor. Și duminică dimineața și desfințăm programul de duminică dimineața, pentru că noi cei mai mulți vrem nunți duminica. Duminica vrem să fim nunți, să avem nunți. Și nu ne dăm seama că încet, încet, viața spirituală va merge în jos. Încet, încet, spiritualitatea noastră va regresa. Încet, încet, lăsăm firea pământească să domnească și să intre în adunare și aici și în alte părți. Și ne vom face vinovați înaintea lui Dumnezeu. Noi ne-am făcut datoria. Eu mă duc acasă cu conștiința curată. Eu am să dorm liniștit la noapte. Nu o să am nicio remușcare de ceea ce am spus.
înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră. O să fiu foarte liniștit la noapte. Nu-mi fac probleme de treaba asta. Am să stau într-o zi înaintea lui Dumnezeu și vreau să stau cu fruntea sus. O să plec neliniștit și tulburat dacă o să mergem la nunți, la nunțile următoare, și o să vedem ce imagini să pun acolo. Și dacă ne obligați, o să plecăm afară de la nuntă. Și o să mergem acasă și nu-i nicio problemă, nu-i nicio supărare, dar nu mai vrem să ne pătăm conștiința din cauza unora care nu știu să deosebească între bine și rău, dar nici nu vor să asculte de la cei pe care i-a chemat Dumnezeu ca să învețe să deosebească binele de rău. Eu doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii din adunare. Doresc din toată inima toți tinerii să se căsătorească în adunare. Doresc din toată inima toate nunțile să fie binecuvântate cu prezența lui Dumnezeu. Doresc din toată inima ca toate nunțile să se desfășoare în așa fel încât să atragem prezența și harul lui Dumnezeu, nu să-L îndepărtăm. Nu să-L trimitem pe Dumnezeu de aici, să nu poată privi la noi, să ne binecuvinteze, să ne dea har, să ne dea putere, să-i binecuvinteze pe tineri și financiar, nu-i nicio problemă, să-i binecuvinteze din punct de vedere spiritual și să aducă Domnul ziua când să avem nunțile sâmbăta, să aducă Domnul ziua când să avem nunțile sâmbăta și duminica să avem slujbă în casa lui Dumnezeu, că este ziua Domnului. Și atunci Dumnezeu e Cel care stăpânește. Și o să vină vremea când dacă nu n-ascultați de noi și dacă nu doriți lucrul ăsta, o să vină vremea când dumneavoastră o să-l cereți și o să plângeți și o să vă pară rău că n-ați vrut să-l facem mai devreme, dacă va veni vremea aceea și Dumnezeu ne va ține. Iertați-mă că am vorbit deschis, dar am vorbit deschis pentru că inima mea și inima noastră e aici, a fraților. E aici, în casa lui Dumnezeu. Și pentru dumneavoastră, nu împotriva dumneavoastră. Cuvintele astea nu-i pentru că avem dușmani sau pentru că urâm pe cineva sau nu ne place de cineva, ci pentru că vrem ca toți să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și vrem ca toți, când ne îndreptăm privirile spre El, să ne umplem de bucurie, nu să ni se umple fața de rușine. Doamne, ajută-ne! Dorim mântuirea și dacă iubești pe cineva, îl mustri și îl cerci și îl înveți. Și noi știm ca părinți că asta facem în familie. Când vedem că ceva nu merge în familie, mă copile, ce-i cu tine? De ce faci așa? Asta e obligația noastră. Noi ne facem datoria, în rest Dumnezeu să binecuvinteze adunarea și familiile din adunare. Să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Să plecăm capetele pentru rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat, pentru tot ce avem, pentru tot ce am primit. Să ne rugăm Dumnezeu să ne lumineze, Dumnezeu să ne dea un duc de pocăință. Judecați toate lucrurile, judecați, aveți dreptul să judecați tot ce am spus în seara aceasta. Și Apostolul Pavel a zis, judecați voi însumi, voi judecați ceea ce spun. Și vedeți dacă n-am spus de la Dumnezeu, judecați, datoria dumneavoastră să judecați, dar să cereți și să cerem lumină de la Dumnezeu, Dumnezeu să ne lumineze, să judecăm prin Scriptură, să judecăm prin Duhul Sfânt, nu prin firea pământească și nu prin interesele noastre. Ne închinăm înaintea ta, Dumnezeule mare.